Deci astăzi o să facem cinste de pizza pe care să le dăm oamenilor care au nevoie. Este o campanie Batman Music și Domino's Pizza. Și lucrăm în condiții ecologice, în condiții de sănătate. Deci fii atent, stă pe mâini, dacă ai păr îți pui ceva în cap, să nu scade părul, dar... Și ce contează că unii dintre noi au stat și au întârziat aici ca să-și facă freza, să se fixeze? Că... O să-i stric freza. Deci așa va trebui să facem și noi. Poate mi se pătrată pizza. Am făcut mizerie. Misca, musca, Mickey Mouse! Yippee! Otudal! Pui și tu la fel. Ceva? Să-ți bagi mâinile roșii. Nu, nu e roșii. Cum nu e roșii? E bulion, e sos de roșii. Cu sos de roșii mă înțeleg. Doamne, nu! Nu mai pot să lucrez în condițiile astea! Mi-a pus roșii! Dar cu roșiile în starea lor naturală, cum le-a lăsat Doamne pe pământ, tăiate, spălate, nu. Este că aveți roșii. Puneți de roșii. Să pun pe pizza. Păi... Lăsați-l, mă, că fac eu asta. Fac personalizat și fără, știți, la mine fără roșii. Dacă vrei, da, vrei să-mi faceți roșii. Auzi, nu? Roșii. Dacă merge pe personalizat, îți ai zis, nu, ne-i schiful. Pizza Madman Music e chiful. Stai, e japoneză. E japoneză. Se vede că n-am purtat multe cămâși la viață. Dacă o dat și... Primul lucru, l-ai luat coca, da? Da. Coca a venit cu pâine, l-a acoperit cu pâine, iar asta era partea care era resultată. Adică puneți pe partea asta, puneți partea. Partea se face din urmă. Dreptul peste stângul, stângul în interior, dreptul deasupra și asta trei apropiat. Dar mi se lipește de mâine, asta e. Am învățat asta, m-am uitat și acolo. Bun. Și am un pe jos. Așa. Dă-o pe dreapta înapoi, arunc cu capul la stângă. Așa. Nu trebuia cu totul să se... Doar partea de sus. Așa. Așa. Nu, o ridici cu mâna stângă și faci cu mâna dreaptă sub ea. Sub ea, sub ea. Mâna dreaptă sub ea, mâna dreaptă sub. Sub ca să ții cu totul, așa, gen. Explicați-mă. A, așa. A. Ia-te ce rotund frumos. Ești de bun la cap? Nu vreau să vă spălați pe mine, dar... Aș vrea să vă uitați puțin la cum arată pizza asta. Pizza mea nu să fie cea mai bună. Nu s-ar arăta cea mai bună. Dar o să fie cea mai bună. Deci chiar merg. O să fie prea bună. Uite-te cu ei aici. Te rog frumos. Dacă ți-a făcut-o colegul. Nu, am făcut-o colegul. Ba da, eu am văzut că ți-a făcut-o colegul. Eu știu că ți-a făcut-o colegul. Și acum vin scurtă și aici la pizzerie. Întrerupem tot, ne uităm pe brut. Ei pui aici. Cred că am pus un pic cam prea puțin. Nu, iar nu trebuie să duci într-un singur sens, dacă cumva e mai mult într-o parte, poți să schimbi și în sensul. De când mai de sus, nu-i bine cum faci acolo. Care? Cu trasul înapoi, bă, vedeți că e complicat. Deci acum, ca să nu te arzi la mâini. Ca să simți ce temperatură are, totul trebuie să ții de 30 secunde acolo. Așa. Ca în viață, tot ca în viață și asta, da, ok. Acum pui pizza jos. Așa, literalmente. Până jos, da. Și de fiecare dată când ajunge acolo, mai trage înapoi. De 3 ori. Așa, păi și tu ce aștepți, mă? Ții 10 ori, așa. Pe n-ai ținut... Pune două degete. Da, păi tu ești obraznic. Pune asta, doar astea două, nenorocitule. Pune... Da! Vă iubesc și noi, dar sunteți atât de slani. Vezi, slani, rău de
tot, băi. Să tragi, mă, pizza din cuptor, mă. Slab. Ai uitat de pizza ta? Băi, nu, cum să tragi, mă, din cuptor pe asta? Să slab, bro, de tot. Adică și-a bătut joc de noi, ca să înțeleg, și noi proști am stat și am și făcut ce-a zis, pentru că... Da, dar ce nu știți voi? Nu. Ce nu știți voi? Nu trebuia făcut de nu, taci. Ce nu știți voi? Este că noi amândoi am știut și am vrut doar să-i facem hazurile. Și, de fapt, noi am fost cu trei pași înainte, dar că n-a știut nimeni. Ideea ta? Se vede că a fost eu. Auzi? A fost ideea. După ochii lui Gabi, se vede că eu știu. După cum puteți vedea, pizza mea a ieșit prima. Arată foarte bine. Că chiar aș mânca. Hai să o mâncăm atunci. Hai. Nimic n-a mai rămas. Foarte bună pizza. Eu aș zice că cea mai bună pizza a fost a lui Gabi. N-a arătat cel mai prost? A avut un minus, că n-avea toartă soție. Burta-i plină? Da. Da, de burta-i plină de pizza. De coc. De coc. A mea a fost crudă. După sufletul omului, bă, s-au făcut. Și-a lui Andrei mi-a plăcut, a fost crunchy, cum îmi place mie, dar parcă a avut prea puține elemente în ea. Am simțit foarte mult sosul ăla de roșii. Dar el a fost bun. Fără să încă. Deci Andrei a fost o mizerie. Fight! 3, 2, 1, start!
limită, așa trebuie. Cât bun, te dești bun. O să fac ce pot. Sabotați-te pe tine. Eu am tăcut și te-am susținut, fraier. Și te-am filmat și am fost mândru de tine când ai muncit. Fii și tu de mine și gata. Ce te filmezi? Dar hai că sunt cadă asta în sus. Da. Coleg, e destul de mare, vin o să-mi spui. Măcar atâta. Că pe colegul l-ai ajutat pe Gabriel. Mai mare. Mi se scoate din timp că eu nu am făcut voiți treaba asta. Stai că vin să te ajung, că văd că nimic nu faci, iar...
asta nu este corect. Concluzia e că oricum pizza mea e cea mai bună. Nu înțelegi că ești pe locul 2? Astăzi am fost bucătari de pizza la Domino's Pizza. Eu cu Banu, cu Andrei Bănuțe și cu Gabi Bagu. Am făcut pizza, am făcut challenge. Oamenii ăștia nu mai vor să ne vadă niciodată viețile lor. Săraci de ei, le-am țipat în cap. Nu vreți să știți, Doriane, vezi că ai concurență în industria asta. Da. Cel puțin pe parte de țipat. M-am apucat și de sală de două săptămâni. Nu știu ce se întâmplă pe viitor, dar te ții la curent. Așa. Aici s-a încheiat ziua noastră de ca bucătari. Acum ne deghizăm în artiști și mergem la studio. Să mergem. Să mergem. Nu care investigați ușor să vă brafă.